Bun găsit, dragi prieteni ai sportului! Suntem din nou pe canalele emisiunii Arena Sportivă de la Prima TV Slatina și astăzi încercăm la acest sfârșit de martie să dăm cezarului ce al cezarului și să mergem cu sportul rege. Așadar, invitații noștri de astăzi sunt practicanții acestui sport rege. Este vorba de doi tineri, George Trușcă, în vârstă de 18 ani, aflat aici în dreapta mea, și Robert Priseceanu, de 22 de ani. Doi tineri jucători care activează în cadrul noi înființate echipe CSM Slatina, echipă care acum este înscrisă în Liga 5, dar care din sezonul viitor, din toamna acestui an, echipa va activa în Liga 4, iar traseul acestei echipe este unul foarte bine stabilit, acela de a promova anul viitor în Liga 3 și de a activa în Liga 3 și de ce nu și mai sus. Sunt doi tineri componenți ai echipei CSM Slatina, așa cum spuneam, înscris în acest an, în acest sezon competițional, în această jumătate de sezon competițional în Liga 5. Ei au venit cu mare drag la Slatina să participe la construcția unei echipe de fotbal competitive și de ce nu, având în vedere că s-a promis faptul că Slatina va avea un stadion nou, există posibilitatea ca în următorii 2 ani de zile, având și stadion nou și echipă în Liga 3, să reînnodăm mișcarea sportivă în oraș și, de ce nu, mișcarea fotbalistică. Și pentru că a venit vorba de fotbal, să spunem câteva cuvinte despre orașul nostru din punct de vedere fotbalistic. În 1922 s-a înființat Clubul Sportiv Oltul, iar în 1924 colonelul Mihaeli Mihail, una din personalitățile marcante ale orașului, a organizat primele două meciuri oficiale de fotbal în Slatina. Este vorba de meciul CS Oltul Venus București în campionatul intern și CS Oltul Eschi Sofia. Timp de 15 ani, între 1925 și 1940, CS Oltul Slatina a dominat campionatul Olteniei, fiind de mai multe ori declarată cea mai bună echipă din zonă, după care în 1971 Slatina a intrat în circuitul Ligii a doua fotbalistice, după ce Gloria Bârlat a fuzionat cu Victoria Slatina. Și să mai menționăm că în 1983 Slatina a fost gazda primului meci internațional de fotbal oficial. Este vorba de meciul România-Italia din preliminarele campionatului european, meci în care, la vremea respectivă, deci în urmă cu 35 de ani, îi vedeam pe Lăcătuș și pe Belodedici în echipa României și pe Donadoni și Maldini în echipa Italiei. Așadar, ne reîntâlnim cu fotbalul slătinean în Liga 5 și l-aș juca în primul rând pe George Trușcă, mijlocaș de 18 ani, slătinean, jet by jet, născut aici la Slatina, să-mi spună cum este echipa CSM aici, în prezent, la Slatina. Câteva cuvinte. Păi, momentan, suntem o echipă nouă înființată, nu putem vorbi foarte multe. Suntem o echipă care promite multe. De la anul vrem să ne înscriem în Liga 4 și să obținem promovarea în Liga 3. Momentan ne-am format în Liga 5 pentru a crea omogenitate de grup și sperăm să reușim să promovăm în Liga 3. Robert, tu, ca portar? Consider că avem un lot foarte bine organizat, proiectele sunt îndrăznețe și ne dorim o promovare cât mai curând. Datorită faptului că Slatina nu a mai avut fotbal în ultima perioadă și e păcat. Voi sunteți, așa cum spuneam, unul mijlocaș și dreapta și celălalt portar. Tu ai spus că ai dat un gol la meciul cu Chițeasca și trebuie să le reamintim telespectatorilor că campionatul ăsta al diviziei ce s-a cantat peste cap datorită timpului nefavorabil. Da, da. Însă cei care doresc să vadă echipa la lucru o pot face duminică la acest sfârșit de săptămână. Ei vor juca pe teren propriu, pe terenul sintetic, da, care, chiar dacă sunt intemperii mai mari, el este practicabil. Și vă invităm pe cei din Slatina să vedeți noua construcție a Clubului Sportiv Municipal legată de fotbal. Robert, îți spuneai că ai venit la Slatina cu inima deschisă. Tu ai mai și jucat în alte părți. Te rog, fă-ți un scurt CV al activității tale fotbalistice. Deși având doar 22 de ani, totuși ai jucat în anumite locuri și ai și tu niște mici performanțe, mă rog. Da, am plecat de la Slatina, de la FCUR Slatina, acum vreo 4-5 ani. Am mers la Turnu Măgurele. Am avut parte de un sezon foarte bun acolo. După m-am transferat la Athletic Bradu, unde am stat 6 luni de zile.
Și am avut o ofertă de la Aninoasa din Dâmbovița. Tot la fel, un club cu un proiect foarte interesant. Clubul aflat în Liga 3. Aflat în Liga 3. Da. Avea un proiect foarte interesant care m-a atras. Am jucat acolo. După o perioadă de un an jumate, am avut o ofertă de la Metalul Globus București, echipă de Liga 2. Da. Am mers acolo, dar datorită faptului că nu erau condițiile la care mă așteptam, am ales oferta celor de la CSM Slatina, care au un proiect foarte bine organizat și unde ai stabilitate financiară și se vrea performanță, nu cred că poți să stai să te gândești de două ori. Corect. Înainte să faci o alegere. Respect alegerea voastră, tu ai spus că ești undeva născut la 10 km de orașul nostru, da? Da. Deci te-ai întors, cum s-ar spune, la matcă, să pui umărul la construirea unei echipe de fotbal care să fie competitive. Și v-aș întreba în două cuvinte pe fiecare în parte, să schimbam acum ordinea, să-mi spuneți câteva, practic primul meci al vostru în Liga 5 a fost cu Recorta Chițeasca, a fost primul joc oficial, după ce v-ați reunit și antrenorul Mitrache a reușit să strângă acest lot de 17-18 jucători cât sunt, câteva cuvinte despre meciul cu Chițeasca. Ce emoții ați avut? Era un meci, primul meci oficial? Câteva cuvinte, te rog, Robert. Pot să spun că pentru mine a fost un meci aparent ușor. Dar, ce să zic, Chițeasca, o echipă de Liga 5 de la... situată undeva la jumatea clasamentului, dar care nu ne-a pus probleme, datorită valorii lotului. Avem un lot foarte valoros și oricine ar juca, e greu să spună probleme o echipă de Liga a 5-a, mai ales la obiectivele pe care le avem. Da. Tu, George? Într-adevăr. Cum ai simțit? Tu am spus că ai dat și un gol. Da. Într-adevăr, emoții au fost, pentru că știam că o să vină lumea să ne vadă. Era primul meci oficial, da, da, erau, da, antrenamente, da, de jocuri sport. Da, da, jocuri. Mă rog, nu seamănă un meci cu celălalt, adică un meci amical sau, da, un meci de pregătire nu seamănă niciodată cu meci oficial, indiferent cine ar fi adversar. Foarte modest adversarul, nu, da, ne-a creat niciun fel de problemă. Meciul a fost la discreția noastră și eu cred că toate meciurile din Liga 5 o să fie cam la fel. Bun, voi deocamdată nu contați în clasament, în ce știu eu. Da. Principalul că... nostru obiectiv este să formăm un lot omogen pentru, adică un lot care să ne batem la promovare pentru Liga a 4-a, deci Liga, da, 4-a, da, și Liga 5. Acum, hai să, dacă am vorbit de un adversar din Liga 5 din seria din care faceți voi parte, presupun că știți cu ce adversar vă vom întâlni. Ați întâlnit o echipă de mijlocul clasamentului, urmează să vă întâlniți cu celelalte echipe care sunt în partea superioară. Da. Cum considerați că sunt adversari? Din ce știți voi așa informațiile voastre? Principala noastră problemă presupun că o să fie terenurile. Datorită faptului că ne deplasăm. Terenurile cel puțin în deplasare? În deplasare. Da, da, da. Trebuie să le spunem telespectatorilor că la Slatina meciurile se desfășoară pe terenul sintetic, da, și altele sunt condițiile acolo. Deci vorbeam de meciurile în deplasare. În deplasare. Dar revenind la ceea ce spuneam, cum considerați ceilalți adversari? Bun, Recolta Chițească este o echipă de mijlocul clasamentului, trebuie să vă întâlniți și cu celelalte echipe care sunt în frunte. Că știți despre ele, știți cine joacă pe acolo, ați luat contact. Și atunci va fi piatra de încercare pentru voi când, zic eu, veți mai întâlni ceva echipe mai bune din partea superioară a clasamentului. Ce știți despre ele? V-ați aflat care ar fi mai tare, care ar fi mai... Păi chiar adversarul de duminică, știm că este... Cu cine jucați duminică? Cu Valea Mare. Cu Valea Mare, da? Da. Știm că este oarecum mai sus față de celelalte echipe, dar noi... Nu trebuie să avem emoții și eu cred că nu ne va crea probleme nici adversarul de duminică. Tu ce zici? Principalele echipe care să poată să ne pună probleme, eu cred că o să fie Oporelu, echipa, da, situată pe locul 2 sau pe primul loc, și Bălteni. Dar în rest nu cred că o să ne, deci, pună. Deci aceste două meciuri pe care le veți avea... Mai ales că pe Oporelu o să-i prindem în deplasare și la fel și pe Bălteni, în câte știu. Deci o să jucați în deplasare? În deplasare. Este un meci cu încărcătură pentru că una e meciul acasă și alta, da, e... Da. Sunt echipe, practic echipele care se bat la primul loc. La primul loc în Liga 5. Și pentru... Pentru voi este o bună perioadă de pregătire? Da, că... principalul nostru obiectiv este cupa. O să ne înscriem cupă, din, da, câte am înțeles, și vrem să câștigăm cupa la nivel județean, la nivel și, județean și mai sus. De ce nu să, da, aducem echipe de Liga 3 și să... oferim oamenilor care
n-au avut parte de fotbal în ultima perioadă, un spectacol frumos, da. Fotbalistic. Presupun că voi, în momentul când ați venit la CSM Slatina, știați cam ce campionat avem de Liga 5. Nu putem să facem comparații cu alte județe, dar cred că știți cam cum este nivelul campionatului la Liga 5 la noi. Da. Cum este? Știi? Păi... Presupun că tânăr fotbalist, te interesează ce se întâmplă în mișcarea fotbalistică locală. Da, vă dați seama. Dar ca tânăr fotbalist, dacă aș vrea să joc fotbal mai departe, nu prea aș alege Liga 5 și chiar niciodată, și nici Liga 4. De la Liga 3 în sus, probabil. Tu? În județul Olt este un nivel, din punctul meu de vedere, slab. La nivelul Ligii a 4 și Ligii a 5 în comparație cu celelalte județe. Pe unde am fost și în Telorman și în Dâmbovița, echipe foarte bune la nivelul ăsta inferior. În comparație cu județul, din punctul meu de vedere. Dar da, nu tu ai mai multă experiență și știi, o viziune mai largă pentru că ai fost... Am prins, de exemplu, am prins la Târgoviște un adversar de Liga a 4-a în cupă și ne-a pus probleme serioase, chiar ne-a eliminat din primul tur. În schimb, aici, în județul lor, nu cred că ar fi o echipă care să spună reale probleme. Nu știu, mi se pare un nivel scăzut. Cum este... relația cu antrenor. Acum fiecare în parte aveți răspunsurile voastre. Vă cunoșteați cu Mitrache mai de mult? V-ați selectat? Da, eu am lucrat cu domnul Mitrache încă de la juniori. Da. Și îl cunosc așa, adică... Poți să-mi spui trei cuvinte despre el așa? Păi ce să zic, este un antrenor foarte bun. Așa. Îmi place să lucrez cu el. Și sper ca împreună cu noi să realizăm ce ne-am propus. Tu ce părere ai de antrenor? Am lucrat cu domnul profesor Mitrache la juniori, la CSS Slatina și am avut o legătură, am ținut legătura mereu și cât am fost la turnul și în altă parte a fost persoana pe care m-am bazat mereu. Când aveam câte o problemă, îl sunam. Și din punctul ăsta de vedere am ales să vin aici pentru dumnealui și pentru proiectele care sunt. Da, bun. Cum decurge la voi o zi de pregătire? Hai să spunem, o zi de-a voastră de pregătire. Păi, prima dată contează foarte mult alimentația. Da. Și antrenamentul, trebuie să dai tot ce ai la antrenament, să curgă cât mai multă transpirație. Da. Pentru a realiza ceva. Și cam atât. Bineînțeles că performanța apare după antrenament. Da, așa este. Tu? Contează foarte mult să fii profesionist. Dacă păcălești fotbalul, vei fi și tu păcălit. Dacă nu păcălești odată și odată, te va răsplăti fotbalul. Presupun că și chestiunea asta cu pregătirea are și nuanța, cealaltă nuanță a vieții extrasportive. Da, contează adică foarte mult. Adică odihna, alimentația, cum spunea și George și, mă rog, aventurile astea care sunt acum pe toate drumurile și te poți abate un pic de la această chestiune, să dai în latura cealaltă. Presupun că la voi nu e cazul. Contează foarte mult și imaginea sportivului se construiește greu, dar poți să-i dai cu piciorul. Foarte repede. Foarte repede. Foarte repede. Ce vă propuneți pentru anul ăsta? Adică pentru jumătatea de campionat. Voi ca persoane. Eu. Câte goluri vrei să dai, tu câte vrei să aperi. Vă sugeram mai înainte să faceți un pariu, că tu îmi spuneai, Robert, că nu vei primi gol anul ăsta și ți-am spus în ce fază poți să pierzi pariu. Te rog. Vă dați seama că îmi doresc să marchez cât mai multe goluri, dar în primul rând îmi doresc să câștige echipa. Da. Nu contează câte goluri dau eu, contează cele 3 puncte pe care le obținem. Chiar dacă nu se contorizează în clasament. Da, da, da. Tu? Îmi doresc în primul rând să nu am probleme de sănătate, să pot să îmi ajut colegii. Cu toate că nu cred că ajut foarte mult până o să înceapă Liga 4. Da, e foarte mult, pentru că dacă ai luat gol dintr-o greșeală, știi cum e la fotbal. Da. Atacantul poate să rateze de 10 ori. Avem portarul greșește odată. Foarte bun. De exemplu, la meciul de duminică n-am avut niciun șut pe poartă. Deci ai stat, ai șomat. Și a fost un adversar în primele 5-6 echipe. Deci un adversar bun față de alte echipe. Și pentru mine principalul obiectiv, cum am mai spus, este cupa. Îmi doresc foarte mult să câștigăm cupa. Adică să fiți în câștigătorii cupei din Liga a 5-a? Da. A 5-a, da.
Și după care să mergeți în etapele superioare. Să câștigăm faza județeană, faza județeană și mai departe. Să întâlnim adversari mai puternici. Mai puternici, adică să vă puteți război cu ghilimelele pentru de rigoare. Pentru că acolo ne arătăm adevărata valoare, nu ne arătăm adevărata valoare cu Valea Mare sau cu Chipțeană. Bun, este și astea sunt meciuri de pregătire oficiale care au rostul. Sunt meciuri foarte bune, pentru că o să ne dăm seama de ce mai avem nevoie pentru Liga a 4-a. O să conturăm foarte, foarte bine lotul, să mergem la drum cu o echipă care să... Spuneai mai devreme, Robert, că sunteți mulțumit de condițiile create aici la CSM Slatina. Poți să-mi spui tu? Condiția. Da, așa este. Adică eu să iei cred... de la tot ce trebuie, și salariu, și condiții de pregătire, și perioada de refacere, și toate chestiunile astea. Da, sunt condiții. Se va investi mult în această echipă. Asta este părerea mea, adică da. Este un început promițător. Și banii îi așteptăm și noi. Ca oricare, bineînțeles. Da. Și așteptăm să... Să faceți marea performanță, adică da. Să întoarceți CSM-ului ce vă dă CSM-ul vouă acum. Da. Tu, Robert? Nu pot să spun, ce să zic, condițiile sunt excelente. Am fost la echipe de Liga 3 și n-am întâlnit ce am găsit aici. Ca o paranteză, da. Condițiile tot timpul ai teren de antrenament, ai sală de forță, salariile la zi, nicio problemă cu banii. Da. Ai... Păi unde ai văzut în județ, la Liga 3, la Liga 4 sau a 5 să ai training de antrenament, de prezentare? Da, văd că și voi ați venit aici. Sunt condiții excelente, datorită faptului ăsta am și ales și datorită antrenorului. Pentru că dacă unde te duci și sunt condiții, poți să progresezi. Chiar dacă poate altă lume m-a criticat, ai venit de la Liga 3 și de la echipă de Liga 2 la Liga 5. Dar nu știe nimeni ce proiect au aici la Slatina, pentru că sunt sigur că se va investi și... Orașul Slatina va avea echipă cel puțin la nivelul Ligii a 3-a, dacă nu să mai sus. Să zicem Liga a 3-a, dacă suntem în 2018, acum în primăvară, Liga 5-a peste 2 ani. Ce părere aveți de acest obiectiv? Se vor face, vorbeam de investiții. Investiții înseamnă mai multe elemente, dar primul rând investiția este investiția umană. Credeți că se vor aduce și alți fotbaliști? Da, eu cred că da. Tu? Robert? Eu cred că avem un lot destul de puternic la momentul actual și poate cu o mică excepție, două, să mai aducă un jucător, doi maxim, dar în rest am pornit o echipă la drum și cred că cu asta ne vom bucura cu toții de o promovare în Liga 3 peste un an jumătate, când bun. Este meciul de baraj. Deci spuneam că trebuie să invităm telespectatorii la meciul cu Valea Mare duminică la ora 11 pe terenul sintetic. Da. Vrem să renască fotbalul slătinean după atâția ani de secetă, e adevărat, cu urcușurile și coborâșurile care au fost la vremea respectivă. Și sper să faceți o figură frumoasă duminică, nu? Ce părere aveți? Da, vă dați seama. Da, eu zic că suntem destul de pregătiți. Vom obține victoria categoric. Sigur. Da. Bun, tu? Da, îmi doresc să vină lumea la stadion să ne susțină și eu cred că o să le oferim un fotbal plăcut. Acum să ne întoarcem un pic în timp, voi fiind foarte tineri, tu 18, tu 22 de ani, și să ne gândim un pic la copilăria voastră. Copilăria voastră a avut vreo legătură cu fotbalul? Numai asta... George? Da. Adică ai o vârstă foarte fragedă, 18 ani. Da, așa este, dar... Când ai început să cochetezi cu fotbalul așa? Când... Pe la vârsta de 10 ani. Așa? Spune-mi un scurt istoric. La vârsta de 10 ani am început fotbalul la CSS Slatina, da. Unde am jucat până în anul, până acum un an. Da. Și toată copilăria mea, numai asta am semnat, fotbal. Părinții te încurajează? Da, sunt de acord cu mine și sunt de partea mea. Da, sunt alături de mine. La tine, Robert? M-am apucat de fotbal la vârsta de 7 ani la Pitic Sport Slatina. Deci ai ceva vechime, da. 15 ani. Da, am. Așa? După aceea am mers la CSS Slatina, FC Olt, părinții m-au susținut din orice punct de vedere. Deci n-ai avut complex în genul ăsta. Și acum dacă tot am vorbit de copilărie și de viața voastră tânără în acest sport, sportul rege, cum se numește el, da. Vă aduceți aminte care a fost cel mai frumos cadou primit în copilărie? Hai, gândiți-vă un pic. Sau care... Poate legat și de fotbal, poate o minge, poate o pereche de ghete, poate ceva, un echipament. Gândiți-vă. Prima pereche de ghete. Când ai primit-o? La ce vârstă? Păi cred că
Eu am început fotbalul la vârsta de 10 ani și am început să joc fotbal pe iarbă pe la 12 ani, să zic așa. Deci acum 6 ani, ai da. 5 ani la școală. Da, da, da. Și primul tău, așa, ți-a adus cel mai frumos cadou din copilărie. Poate să fie legat de fotbal, am zis, nu altceva, că ai primit o cutie de bomboane sau mai știu eu altceva. Păi asta pentru că ăsta rămâne tot timpul în tine, indiferent și peste 20 de ani. Te aduci aminte când am început să joc fotbal la 12 ani, primul meu cadou făcut de părinți sau de altcineva a fost o pereche de ghete la tine? Da. Te aduci aminte? Am primit foarte multe cadouri, dar cel mai special lucru a fost când, la vârsta de 16 ani, am primit telefon din partea delegatului de la echipa de Liga a doua, FC Slatina, și m-au invitat, adică mi-au zis că vor să promoveze un tânăr jucător al orașului. Care s-a concretizat? Sau da, s-a concretizat? Care a avut rezultate bune la nivel de juniori. A fost cea mai frumoasă zi pe care... Cel mai frumoasă. Cât credeți că vei juca fotbal de acum încolo? Hai să o luăm invers, Robert. Îmi doresc să joc. Cât? Până la 38-39 de ani. Deci încă vreo 16 de acum încolo. Tu? Încă nu am arătat nimic. Eu ca jucător pe teren, nu cred că pot să joc mai mult de 35-36 de ani. Da. Eu sper, vă dați seama. Dar cine știe? Toți știm despre înaltă performanță. Știți că Slatina a fost un izvor de fotbaliști și voi că vă ocupați acum și trebuie să aveți cultura fotbalistică necesară. În vremurile trecute avem câțiva foști jucători care au plecat de aici de la Slatina și m-aș gândi la Luțu, la Dănciulescu, la care au mai fost. Niculescu. Chiar și Bancu. Chiar vorbeam de Bancu, vreau la prezent acum, deci vreau să merg la prezent. De la generația asta mai veche, care i-am prins eu, și generația asta mai nouă, care iată, avem un Bancu de la Craiova care a jucat aici la Slatina, foarte tânăr. A fost și coleg. A fost coleg cu voi. El are 20 și... 23 sau 24 de ani, iată, a făcut marele pas de la Liga a doua spre Liga a întâi și de aici spre echipa națională. Da. Dacă ne mai gândim la Căpățână care este la Voluntari, la Florin Ștefan de la Juventus. Deci iată că sunt jucători care au evoluat aici și se gândesc să facă pasul spre marea performanță. Este adevărat. Nu înseamnă Real Madrid sau Barcelona, dar totuși de la Liga a doua, de la la Liga a întâi în... fotbalul mare, cum se spune, Liga 1 la noi, este totuși un pas. Voi? Cam ce aveți de gând așa? O să rămâneți la Liga 3? Îmi doresc foarte mult să ajung mai sus. Adică pot, am văzut care e nivelul Ligii a doua, am văzut. Principalul meu obiectiv e să mă pregătesc bine și într-un an, doi, să joc cel puțin la Liga a doua. Dacă nu cu CSM Slatina, cu alte echipe. Da, și tu? Păi da seama că și eu îmi doresc să joc cât mai sus. Liga a doua, de ce nu chiar Liga 1? Pentru că orașul ăsta merită să aibă echipă de Liga 1. Având în vedere antecedentele pe care le spuneam și m-am documentat un pic și spuneam că la Slatina prima echipă de fotbal, cum am spus la începutul emisiunii, s-a înființat în 1922. Deci mai avem 4 ani și facem 100 de ani de fotbal în Slatina. 100 de ani de fotbal cu suișuri, cu coborușuri. Voi nu erați încă pe vremea când am avut și o echipă de divizia. Mi-aduc aminte, eram copil, când veneam mereu la meciurile echipei și mereu mă gândeam, poate într-o zi o să joc și eu. Să felicităm cu această ocazie conducerea Clubului Sportiv Municipal care a luat această decizie și bineînțeles că important este că au înscris echipa în Liga a 5-a, având în vedere că aveți nevoie de jocuri în picioare. Și una este, așa cum spuneam mai devreme, să joci amicale și să faci antrenamente la nesfârșit și să ai câte un amical programat când se poate și când nu se poate și mai ales că nu găsești la aceste amicale, nu prea găsești partenerul, dar fiind înscris în Liga 5, cred că este o perioadă foarte bună de pregătire pentru voi și, așa cum spunea și voi, este o perioadă de accedere, de a câștiga finala județeană a Cupei României și de a merge mai departe. Cât credeți că vei juca fotbal de acum? Sau vreți să îmbinați fotbalul și cu alte pasiuni? Hai să zicem extrasportive profesionale. Nu, eu îmi doresc să mă dedic carierei de fotbalist de acum, înainte încă 15-18 ani. Deci vrei numai și pe linia fotbalului? Numai pe linia fotbalului, vreau să urmez o școală de antrenori și nu vreau să ies din domeniul ăsta sportiv. Deci îți place atât de mult încât te-ai îndrăgostit practic de el și vrei să faci o logodnă pe viață, pe viața sportivă. Tu? Da, pe momentan și eu joc fotbal.
sunt în clasa 12, îmi doresc să iau bacul și da, o să-l iau. Deci e un lucru important da, să da, iei da. Și bacul. Dar momentan joc fotbal și nu vreau să mă gândesc la altceva. Momentan joc fotbal. Bun. Voi știți că în planurile administrației locale există un proiect care se va pune în practică în următorii ani. N-aș putea să știu exact când. Cu construirea unei noi arene sportive. Da, păi... Există demersurile făcute, voi știți foarte bine stadionul 1 Mai, presupun că îl visați și noaptea, zona de la stadionul 1 Mai de acolo. Da, da. Și dacă acest proiect s-ar pune în practică, să zicem că peste, hai să zicem, 4, 5, 6 ani, după ce orașul va împlini 100 de ani de fotbal, să zicem că ați fi în Liga a doua și veți juca pe un nou teren de fotbal, așa cum un teren modern, cu gazon de calitate, cu tribune, cu 10.000 de locuri, cu toate condițiile create, da. Cum v-ați simți? Robert, hai să începem cu tine. Ar fi ceva extraordinar pentru fiecare dintre noi. Mult, adică majoritatea jucătorilor nu au trăit emoțiile respective. Și cred că ar fi ceva special pentru fiecare. Tu care ești încă boboc, fiind doar în clasa 12-a, peste 4-5 ani încolo când vei fi de vârsta lui, bineînțeles el avansând în vârstă. Da, da, da. Păi vă dați seama că va fi un plus pentru noi construirea acestei arene, dar trebuie să vină și lumea la meci ca să... Bineînțeles, lumea la meci vine dacă ai rezultate. Da, așa este. Dacă n-ai rezultate, da. Cum se întâmplă? Trebuie să ne susțină și să fie alături de noi pentru... Deci cum a simțit legătura cu publicul până acum? Hai să zicem că a fost o etapă. E adevărat și timpul n-a permis, s-au stat pe mașini, da. Condițiile mai grele. Am rămas surprins datorită faptului că a fost timpul foarte urât, lumea a fost la stadion. Da, chiar dacă au stat prin mașini sau în tribune, dar lumea a fost. Deci vă simțiți aproape cu publicul. Da. Toată lumea își dorește să vadă CSM-ul. E echipa orașului și ăsta e adevărul. Suntem în prim plan. Corect. În prim plan fotbalistic. Da, da. Acum fotbalistic. La alte sporturi sunt alți. În prim plan, mă rog. Ia spuneți-mi. Credeți că promovarea în Liga 4 va fi promovarea cu ghilimele de rigoare? Va fi un obstacol în acest sezon? Promovarea în Liga 4, promovarea, pardon, câștigarea Ligii a 4 și accederea la barajul pentru promovarea Liga 3. Adică presupunând că ați intrat în Liga 4, jucați, nu știu dacă știți valoarea echipelor care stă acolo. Valoarea cu duș întors, nu știu ce valoare au echipele care stă acolo, mai ales că anul acesta avem o echipă care s-a distanțat în clasament. Se va duce la baraj, că va trece de baraj și va intra în Liga 3, e una, că nu va trece, nu știm. Voi cum vedeți lupta în Liga 4? Cum o vedeți acum în prisma, să zicem, Ligii a 4 prezent, lupta de anul viitor, din toamna viitoare, ca să spunem așa? Trebuie să fim foarte concentrați și foarte atenți, pentru că sunt adversarii la Liga 4, sunt câteva echipe bune, spre exemplu cum este anul acesta Colonești, unde activează chiar foști colegi de-ai mei, da. Jucători cu experiență. Și nu vezi că toți jucătorii ăștia cu experiență, trecuți de 35-30 de ani, se retrag către Liga 4, unde e alt nivel, dar da, trebuie să fim foarte atenți, să intrăm foarte concentrați în toate meciurile. Să zicem atunci nu trebuie că, să-i luăm de sus. Da, să zicem atunci că voi ați dori, până așa, până abstract, ca Veneția Colonești, care face pași mari spre câștigarea campionatului județean, să... câștige barajul de promovare în Liga 3, să scăpați de ei? Nu neapărat să scăpăm de ei. Ar fi un... Ar fi un plus dacă echipa ar intra în Liga 3. Și ar fi ceva foarte frumos ca să câștige barajul, dar dacă tot câștigă barajul, să și meargă mai departe. Pentru că sunt foarte multe echipe care joacă barajul, câștigă și nu merg mai departe. Asta e, ar trebui adică, să fie un semn de întrebare pentru cei din federație. Să le... Câștigi barajul, promovezi și la un moment dat... Poate echipa care pierde... vrea să meargă mai departe, cum a fost și cazul celor de la AS Milco. Anul trecut, da. Chiar am avut ofertă să vin și la AS Milco, dacă veneam, s-au desfințat. Poate cei din Vâlcea vreau să meargă mai departe. Aici au fost chestiuni care ne depășesc pe noi, nu trebuie să ne punem noi situații. Da, trebuie să îndeplinească niște condiții și dacă tot câștigă barajul să meargă mai departe. Dacă nu, se lase pe alții, ca corect. Să nu mai încurci lucrurile. Da. Tu? Ce părere ai de Liga 4? Presupun că urmărești, că la anul vei fi acolo. Da, așa este. Ai teamă de vreo echipă? Sincer, el vorbea de Veneția Colonești. Am zis, pentru o conjunctură fericită, Veneția Colonești să-și câștige barajul cu cei de la campionatul județului Argeș și să promoveze în Liga 3.
Că să vă înscrie, că să nu vă înscrie, asta nu depinde nici de mine, de voi, nici de nimeni, ci de factorul local din comuna respectivă și asta e. Dar la anul, dacă vor continua să activeze în Liga 4-a, cred că veți avea mult de duela cu ei. Da, păi sincer să fiu, nici nu prea știu așa care sunt echipele mai puternice. Așa? Dar eu cred că până la vară se va crea omogenitate în grupul nostru și nu o să avem probleme. Deci așteptăm de la voi performanța care s-o repetăm pentru telespectatori. Voi vreți practic să câștigați finala județeană cu pe România. Da. La momentul actual, da. Asta este obiectivul vostru principal. Și restul obiectivelor sunt pregătire, jocuri cât de multe, rezultate. Vă dați seama că nu vrem să pierdem niciun meci în campionat, dar principalul nostru obiectiv este să câștigăm cupa și să aducem un adversar mai superior la asta. Un adversar superior, în sensul în care presupun că se va îndrepta și vremea asta până la câștigarea cupei și... Da, nici nu a început, încă am înțeles că undeva în mai sau... Da, în luna mai, pentru că sunt echipe puține înscrise și, și avem... Ne dorim să repetăm cel puțin performanța celor de la CSS, el știa, au mai câștigat și au adus pe parcă Filiaș, da, la CSS Slatina și vrem să aducem cel puțin un adversar de Liga 3 la Slatina. Deci în această vară vom vedea un meci de Cupa României între CSM Slatina și, mă rog, o echipă din Liga 3, că va fi din Dolj, că va fi din Gorj, că va fi de unde va fi. Să renodăm un pic tradiția fotbalistică care, după cum spuneam, a avut de suferit în ultimii ani. Câteva cuvinte, ultimele cuvinte pentru telespectatori, din punctul de vedere fotbalistic. Vezi că acum lumea te vede la stadion, a zis că ești mijlocaș dreapta, te-au remarcat, tu ca portar sigur vei fi remarcat, pentru că știm pe la din poartă că vorbește lumea așa, în dialectul ăla mai neau și așa, știm să vedem cum apără, dar la tine, fiind mijlocaș dreapta ofensiv, da, așa, a avut nevoie de gol. Ce număr poți, Patrico? 20. Deci numărul 20, urmăriți, stimați telespectatori, numărul 20 de la CSM Slatina, tu sigur, indiferent ce număr ai, ești portar. Deci câteva cuvinte în încheierea emisiunii pentru telespectatorii noștri. Așteptăm cât mai multă lume la meci. Este un plus pentru noi când vedem mai multă lume în tribună și este un plus pentru moral, în primul rând. Tu? Și vă așteptăm la meci. Tu? Îmi doresc foarte mult să ne susțină, să fie alături de noi și dacă noi o să le oferim ce trebuie, adică fotbal, o să fie ca un al 12-lea jucător pentru noi. Deci să ne așteptăm la o victorie, meciul cu Valea Mare de duminică, de la Slatina, de pe terenul sintetic, la ora 11. Da. Da. Câte goluri vei da? Promitem victoria. Sper să dau gol, dar sper tu în primul rând să câștigi echipa. Nu. Sper să nu, dar nu voi primi gol. Sper să nu, dar nu vei primi da. Gol. Stimați prieteni ai sportului, cred că conversația cu cei doi tineri fotbaliști pe care i-am avut aici în invitați în studioul emisiunii Arena Sportivă din cadrul postului de televiziune Prima TV au dat locul fotbalului care este acolo unde este și sperăm ca în cel mai scurt timp fotbalul să-și revină la Slatina, acolo unde este locul, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, peste 4 ani orașul va împlini 100 de ani de existență fotbalistică. Le mulțumesc lui George Trușcă și lui Robert Priseceanu pentru prezența la emisiunea noastră. Le urez succes în cariera lor viitoare, să ducă orașul Slatina pe cele mai înalte trepte fotbalistice și, de ce nu, să plece unul din ei să plece la un nivel foarte înalt, să ne bucurăm că Slatina va fi pusă, așa cum a fost totdeauna, pe harta fotbalului național și poate internațional, începând din acest an 2018. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare și vă urez mult succes în activitatea mulțumim. Voastră. Mulțumim!